ascultători, dragi părinți, cred că majoritatea sunt părinții copiilor. Da, așa e și frumos. Ansamblul Românașu. Deocamdată, grupul vocal Românașu, imediat o să urmeze și grupul de dansatori. Vă mulțumim foarte mult că ați venit la spectacolul nostru. Sperăm să ne încurajați cu aplauze, pentru că avem nevoie. Unii dintre cei de aici de față sunt chiar la primul lor spectacol. Chiar au nevoie. Ia să încercăm. Mulțumesc!
pe partea aia. Urmează. Se vede că sunt la început. Ce cauți pe acolo prin sală? Tu ești artist, acolo sunt spectatorii, artiștii sunt pe scenă. Dumneavoastră luați loc în sală, nu sunteți artist. Suite de dansuri din Teleorman. Coreografia doamna profesoară Valentina Zaiuri. Scuzați-mi, Moldova. Suntem la nasul din Moldova. E cu totul altceva, sigur că era. Oh, 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 oh
au fost frații Mitroi, stați așa. Cum te cheamă, Mitroi și mai? Mitroi Padre Costin. Mitroi Teodor. Mitroi Dimitrie. Aplauze și pe voi. Bravo, veți. Am gândit-se. Ea nu are amplificare, nu are nevoie de microfon. După rumoarea care este în culise, sigur că ați ghicit, urmează un dans din Oltenia. Ați urmărit ansamblul de dansuri românești.
sub conducerea doamnei profesoare Valentina Zavior. Pentru că aveți că nu vrea să iasă pe scenă. Am vorbit cu dința de dimineață. Dar merita. Este... Hai măcar niște aplauze la serioase. Vali, dar nu vrei să nu știu noi. Soțul dânsei, domnul Nicolae Zavior, sper să vrea să iasă, pentru că o să mai aibă de fluiera și mai târziu. Un grup de cântăreți, i-am zis quartet, tot o piesă veselă. Muzica.
A fost suita Victorilor. Mulțumim copii, bravo, felicitări. Măi, artiștii nu se plimbă pe aici. Artiștii sunt doar la scenă. Data viitoare nu mai faceți așa, da? Aici sunt spectatori. Voi trebuie pe spectatorii, aplaudă pe cei care sunt pe scenă. Păi, voi vă aplaudați pe voi? Da, sunt și ei la ceilalți. La Românașul, la ansamblul Românașul, nu se face numai muzică populară. Vreau să vă demonstrăm imediat cu un solist la pian. El se numește Ioan Năstase. Hai, Ioane! Care va cânta un fragment din Rapsodia a doua de Liszt. Este o piesă extrem de complicată, foarte, foarte grea, puțin au curaj să o atace. El a avut, dar nu o cântăm pe toată, o păstrăm pentru examen. Succes, Ioane! Thank you.
A fost... Eu am lăsat să trebuie mai încerc, nu încerc, nu încerc, hai să te dau urmă. Maxoltea, doar la list, un fragment, un fragment semnificativ. Mulțumesc, da? Uite în spate. Și acum din nou, grupul Românaș. De data asta schimbat, în alte costume, portiți mai în față, până la linia asta, aici unde sunt eu, azi. Și schimbăm și repertoriul. Thank you.
Mai avem un copil care cântă tot așa foarte bine la pian. Unde? Ștefan Mircea. Ștefan Mircea. Sper că n-a plecat acasă. Ștefan Mircea. În sfârșit a auzit și el. Hai, îndrăznește. El este Ștefan Mircea. Deci, spune, cum se numește piesa care o să o cânti? Mariaj d'amour. Mariaj d'amour. Mai băieți, sunteți cam prea tineri pentru chestia asta. Da, hai. Ștefan Mircea este pentru prima dată pe scenă cântând solo, clip. Așa că iertați eventualele... Da. Urmează o suită de dansuri din Muntenia. Thank you.
Thank you.
Sigur, ați recunoscut frumoasa melodie. De unde e mă melodia asta, tu știi? Nu știu. Tu mai din Maramureș. Și cum se numește, știi? Mocirița. Mocirița. Bravo, felicitări. Și un alt grup de fluierași, de data asta, da, ultim. Ia să vedem. Începem cu Alexandru. Următorul ceartă de fluierași. O să vă prezint imediat după aia. Muzică. Aș vrea să se prezinte fiecare. Mitrăi Teodor, Oșeanu Marian, Teodor Necozmin, Petri Petre Găsin, Dumitru Tudor, Melindio George Alexandru, Mitrăi Dimitrie, Teodorica Sabin, Iordache Pavel. N-am înțeles, mai tare. Iordache Pavel. Așa, da. Mai aveți ceva de cântat? Eu zic că nu. Deși toate piesele pe care le-am cântat până acum au fost piese înregistrate, sper că v-ați dat seama că nu e mare lucru, ultima piesă din program o să fie o piesă pe care aș vrea să zic să o cântăm, dar nu e de cântat, este de strigat. Ea se numește Ciuleandra și va fi strigată live. De-aia am și pus aici microfoanele. Sper că s-aud foarte bine la toți copiii. Înainte să facem prezentarea grupului, ultima prezentare,
Aș vrea să vă spun că aici, la Palat, avem niște profesioniști excepționali, profesioniști ai scenei, și anume, la sunet, Viorel Andrinoiu. La lumini, Marian Cioceanu. Regia e acolo, domnul Titi Croitoru, este... Pe Marian și pe Viorel, înțeleg că nu poți să coboare de acolo ca să vii prezint și dumneavoastră, dar Titi ar putea să iasă puțin. Bun. Și Dănuț Dobre. Vreau să vă spun că Ian se făcită dimineață, ridică cortina, pune cortina la loc, ridică trapa, fă aia, dar a ieșit un spectacol, sperăm mai bun. Ultima piesă din program, Ciuleandra.